Ramon Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bine v-am găsit! Codul penal și codul rutier au suferit modificări majore în vara anului 2023 privitor la conducerea utilajelor agricole din România. Majoritatea fermierilor din țară manevrează vehicule agricole pe drumuri publice cu permis de altă categorie, în general B. La ora actuală, conducerea acestora fără permis TR, adică pentru tractoare, se pedepsește inclusiv cu închisoarea. Colegii mei Andreea Gheorghiță și Marius Milea au realizat un material amplu legat de acest subiect, inclusiv cu intervenții ale fermierilor și a ministrului Agriculturii. Să vedem materialul. Fermierii sunt afectați de reglementările aduse în codul penal și cel rutier, prin care se impune ca să conducă utilajele agricole sau forestiere cu permis categoria TR, tractor. Aceste schimbări au dus la dezbateri intense, dar și la confuzie în industria agricolă. În urma deciziei, plenul Senatului a depus un proiect de lege prin care se cere obținerea permisului TR pentru fermieri din iulie 2024. Așadar, fermierii ar avea suficient timp cât să se adapteze schimbării fără a li se face dosar penal. Ulterior, Senatul a amendat proiectul în decembrie 2023 și dorește întoarcerea la situația inițială, unde fermierii puteau conduce utilaje agricole pe drumuri publice cu permis de altă categorie. În acest context, Ștefan Muscă, fermier din județul Giurgiu, atrage atenția că până acum sunt 3600 de dosare penale făcute agricultorilor, care s-au deplasat pe drumurile publice cu tractoarele înspre ferme sau acolo unde aveau lucrări agricole de făcut. Când s-au făcut 3600 de dosare penale la fermierii din România care au fost prinși fără permise de categoria C și E, de atunci trebuia să punem stop, pentru că într-o țară normală trebuie să-mi asigur prima dată să-mi dai posibilitatea să am școală, să-mi trimit tractoriști în școli și numai după aceea trebuia să-mi faci drumuri agricole și eu nu vreau să cal legea și să deranjăm. Este normal să respectăm legea, dar înainte de a respecta o lege trebuie să-mi dai și posibilitatea ca să pot să o respect așa, adică să-mi faci drumuri agricole, să-mi faci școli profesionale, să-mi trimit tractoriști la școli pe timp de iarnă și atunci noi vrem să respectăm legea țării, că așa este normal într-o țară normală. Ionel Arion, președintele ProAgro, a declarat în exclusivitate pentru Agro TV că această situație se află în atenția legii uitorului și se caută urgent soluții. Acea parte cu permisul de conducere este pe masa Parlamentului. Dar până în acest moment s-au întocmit 3600 de dosare penale fermierilor și celor care lucrează în agricultură. Suntem în cunoștință de cauză, tocmai de aceea am pornit acel demers, însă dacă azi este de așa manieră făcută legea și se încalcă, mare lucru nu putem face decât merge în justiție și a ne apăra într-un fel sau altul drepturile. La rândul său, tot pentru Agro TV, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a precizat că MADR-ul, chiar dacă nu este de competența sa, va interveni pe lângă factorii de resort pentru a media această problemă arzătoare pentru fermieri. Am solicitat să-mi pună la dispoziție aceste dosare cu nume, prenume și să pot avea o discuție cu omologul meu din guvern pe parte de interne. În momentul de față pot să vă spun că nu mi s-au transmis Ministerului Agriculturii niciun dosar penal care ar fi dat pe parte de circulație pe drumurile publice. Am avut această discuție, am solicitat din discuțiile și minutele încheiate în cadrul Ministerului Agriculturii. Din păcate, cei care au spus că au 3600 de dosare penale nu au adus aceste documente, astfel încât să ne uităm peste ele, să putem vedea cum le putem rezolva. Nu există o formulă impusă de Bruxelles statelor din Uniunea Europeană atunci când se pune problema conducerii unui vehicul agricol. De exemplu, în Franța, persoana trebuie să aibă minimum 16 ani și nu are nevoie de permis special. În Marea Britanie se poate conduce un vehicul agricol începând cu vârsta de 16 ani, cu permis de categoria B sau F. Permisul de tip F este dedicat doar utilajelor agricole, iar cel de tip B este valabil atât pentru vehicule auto, cât și pentru utilaje agricole. Dar mai există și excepții. În Belgia, persoanele doritoare au nevoie de un permis special pentru a conduce vehicule agricole. Acest lucru este permis începând cu vârsta de 16 ani. În toate aceste cazuri există și situații unde există anumite restricții, în funcție de greutatea și dimensiunea utilajului manevrat.
Aceste cazuri ne demonstrează că nu există un mod universal de a proceda în privința utilajelor agricole. Dar este necesar ca fermierii să fie informați în prealabil de orice reglementare, pentru a avea timp să se pregătească. În acest sens, ar trebui evitate perioadele aglomerate, de campanie, unde situația este deja atenționată. Fermierii din câteva zone ale țării au ieșit ca să protesteze în ultimele zile alături de transportatori, fiind nemulțumiți de mai multe decizii luate în ultima vreme de guvernanți și parlamentari. Revenim cu mai multe detalii legate de unul dintre motivele de nemulțumire, legea care le interzice tractoriștilor să conducă mașinile și utilajele agricole dacă nu dețin permis de conducere pentru categoria tractoare. Pe lângă explicațiile prezentate în materialul anterior, ministrul Agriculturii a venit cu precizări suplimentare în emisiunea Agricultura la Raport, realizată de colegul meu Ovidiu Ghinea. O inițiativă legislativă, mai exact o ordonanță de guvern, care să corecteze această problemă și să echivaleze categoria B cu categoria tractoare, a fost inițiată de Ministerul Agriculturii luna trecută și se află în analiză la Ministerul de Interne. Șeful MADR a promis că va avea zilele următoare o discuție cu ministrul Cătălin Predoiu, astfel încât să urgenteze rezolvarea problemei. Partea cu permisele este în subordinea directă a Ministerului de Interne. Cu toate acestea, Ministerul Agriculturii a inițiat ordonanța privind asimilarea, pentru că am identificat prin directiva europeană că poate fi asimilat categoria B cu TR1, pentru că tractoarele merg cu o viteză de maxim 40 de km la oră și cu remorcă de maxim 25 de km la oră. Această ordonanță este în analiza, adevărul acesta este la Ministerul de Interne. Noi am depus-o din data de 13.12.2023. Sunt convins că săptămâna aceasta o să mai am o discuție încă o dată cu colegul meu, domnul Predoiu, de la Ministerul de Interne și sigur vom debloca. Ce vreau să vă spun, că revendicările care le-am discutat acum 3 luni de zile, 2 luni de zile, toate sunt întocmite actele necesare pentru a fi aprobate în Guvernul României și sunt transmise către ministerele de resort. Fermierii care vor să acceseze fonduri europene pentru achiziția de utilaje în anul 2024 au la dispoziție linii de finanțare prin care pot primi sume de până la 300.000 de euro pe fermă. La momentul actual, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale primește cereri de finanțare pentru intervenția DR20, investiții în sectorul zootehnic. Prin această linie de finanțare, fermierii, a căror principală activitate este creșterea animalelor, pot să-și cumpere tractoare și utilaje agricole cu bani europeni, în procent de 65% din valoarea totală a proiectului. Intervenția DR20 este împărțită în mai multe componente, fiecare cu alocare distinctă de fonduri. Depunerea cererilor se face până la sfârșitul lunii aprilie sau până când vor fi epuizate fondurile pe fiecare componentă. Pe lângă intervenția DR20, AFIR urmează să lanseze și intervenția DR13, achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal. Momentan nu se cunoaște data de lansare preconizată pentru această linie de finanțare. Conform experților din domeniul fondurilor europene, această intervenție, precum și altele din PNS, vor fi lansate cel mai devreme după luna mai a acestui an. În județul Buzău, la Cioranca, a luat ființă cel mai modern centru de cercetare și inovare în nutriție agricolă din Europa Centrală și de Est, o investiție a companiei Agroest Muntenia. Centrul este coloana vertebrală a fabricii de formulare, fertilizanți și biostimulatori Agroest Muntenia și este condus de o echipă de experți dedicați. Prin activitățile sale, Centrul de Cercetare Agroest Muntenia nu doar că asigură excelența produselor, ci și contribuie la dezvoltarea agriculturii moderne, prin stabilirea de noi standarde în cercetare și controlul calității. Acest centru face parte dintr-un program de inovație al companiei Agroest Muntenia, care include și platforma digitală Clever Farm, tehnologii și produse noi, program distins în Statele Unite ale Americii cu premiul de inovație pentru export. Pentru că începând cu anul acesta, 2024, Agroest Muntenia va exporta aceste tehnologii în mai multe țări europene.
Bun găsit! Numele meu este Ioana Petanaru și ne aflăm la Centrul de Cercetare Agroesmuntenia, care deservește fabrica de formulare, fertilizant și biostimulatori Agroesmuntenia din localitatea Cioranca, județul Buzău. Activitatea Centrului de Cercetare Agroesmuntenia își propune să acopere trei mari sectoare de activitate, și anume asigurarea controlului calității produselor finite Agroesmuntenia, activitatea de cercetare prin care ne propunem să stabilim noi rețete pentru produsele Agroesmuntenia, dar și pentru potențial colaborator extern, și servicii prin care ne propunem să venim în ajutorul fermierilor de analize complete pentru produse pentru protecția plantelor, precum fertilizanți, biostimulatori și chiar și pesticide, analize complete de sol, analize de plante și analize pentru apa pe care fermierii o folosesc în fertigare și în tratamentele foliare. Pentru noi la Agroesmuntenia, controlul calității și eticheta unui produs, ambele sunt foarte importante, pentru că dumneavoastră, ca fermier, primiți aici recomandările de aplicare, depozitare, compatibilitate și mai departe. Și atunci, în acest centru, ne dorim ca fiecare cuvânt, fiecare recomandare pe care o vedeți pe eticheta unui produs să fie mai întâi testată în laborator, în așa fel încât dumneavoastră să primiți produse verificate. În mai multe zone din țară s-a constatat că sunt puse în vânzare pesticide și erbicide contrafăcute, avertizează Carmen Botez, directorul executiv AIPROM. Reprezentanta fitofarmaciștilor spune că o bună parte din aceste falsuri se găsesc în zonele de frontieră, acolo unde traficul este mai intens. Acest comerț ilegal a acaparat 10% din piața cu pesticide a României, iar cei care utilizează aceste substanțe pun în pericol sănătatea consumatorilor. Am făcut o comparație în statisticile care sunt la ora actuală stabilite de INS, prin care constatăm că în 2022, față de 2021, creșterea a fost de 1,2% al șeptelului în sectorul ovin. Deci se pare că ne îndreptăm, la fel ca și colegii noștri din sectorul bovin, spre un declin, ceea ce nu trebuie să se întâmple. Nu vrem să coborâm șeptelul, din contră, vrem să-l creștem, dar nu e suficient, vrem să creștem și performanța. Ce vom face noi în anul 2024, ținând cont că sprijinul pentru determinările genetice, sprijinul pentru ameliorarea raselor, a fost unul foarte, foarte mic, la o treime din suma care trebuia să fie repartizată ca și sprijin pentru fermieri în atingerea obiectivelor din punct de vedere al performanței. Nu cunoaștem motivul, înțelegem că sunt anumite chestiuni legate de criza economică, dar în acest sens trebuie să regândim. Chiar dacă, la ora actuală, Ministerul Agriculturii, prin solicitările noastre, cuantumul pentru controlul producției la lapte, la carne, pe licele, a fost majorat. De asemenea, cuantumul pe cap de animal privind gestionarea registrului genealogic a fost majorat, începând cu 1 iulie. Ele nu s-au concretizat și în sume, întrucât am primit o sumă infimă, 28% din totalul care ne se cuvenea. Au fost aduse modificări în ceea ce privește modalitatea de desfășurare a controlului APIA, dedicat informațiilor transmise de fermieri. Dacă înainte erau trimise echipe care făceau această muncă de teren, acum tehnologia spațială a înlocuit personalul uman. România a acceptat regulile impuse de Comisia Europeană și a aderat la utilizarea programului de inteligență artificială, soluție aplicată și pentru verificările făcute în teren în vederea obținerii subvențiilor acordate de Bruxelles. Se pot identifica mai multe aspecte pe baza imaginilor luate de sateliții Sentinel-1 și Sentinel-2, echipamente dedicate verificărilor informațiilor trimise administrațiilor locale și centrale de către fermieri. Acestea se adaugă la detaliile din declarațiile fermierilor prin marker specific și folosirea tehnicilor digitale dedicate. De exemplu, se pot verifica mai multe informații, cum ar fi
tipul de folosință a terenului, categoria culturii agricole, stadiul lucrărilor minime efectuate, precum aratul, însămânțatul, momentul răsăririi, cositul, pășunatul, recoltatul, suprafețe incendiate și suprafețe inundate și multe altele. În urma supravegherii, parcelele agricole apar în sistemul digital APIA sub forma unui indicator. Culoarea verde arată aprobarea culturii, galbenul prezintă o situație neconcludentă, iar culoarea roșu indică o cultură neconformă. Cu toate acestea, metoda nu este lipsită de probleme. Au fost înregistrate mai multe cazuri în care fermierii au avut blocate subvențiile APIA pe nedrept, deoarece au apărut culturi neconforme în mod eronat. De exemplu, au fost situații în care au fost desemnate culturi pe care fermierul nu le avea sau greșeli cu privire la tipul de cerealele cultivate. Aceste evenimente au fost înregistrate în mai multe zone la nivel național. Fermierii sunt încurajați să anunțe APIA dacă a avut loc o astfel de eroare și să nu abandoneze situația. De asemenea, organizațiile și instituțiile de stat trebuie să se gândească înainte să implementeze diverse metode moderne și să fie pregătiți cu soluții în cazul în care activitatea nu se desfășoară conform planului. Un fermier argeșean care crește struți și vaci de carne s-a gândit să își diversifice activitatea. Așa se face că a îmbinat utilul cu plăcutul și, după ce și-a asigurat sursa proprie de apă pentru animale, a identificat repede încă o oportunitate care îi bătea la ușă. Pentru că exemplul lui este demn de urmat, îl facem public imediat. După ce și-a asigurat independența energetică, montând prin efort financiar propriu panourile fotovoltaice de care avea nevoie, Simica Georgescu și-a dorit mai mult de atât, să nu fie obligat să plătească apa necesară în fermă. Mă interesa în mod deosebit sursa proprie pentru irigat, deci o suprafață mai mare de luciu de apă, pentru că pompele care le am sunt profesionale și din puișor de lac mic în două ore îl golea. Și am pornit să fac un lac mai mare. Fermierul a parcurs toți pașii legali și a luat avizele necesare, a trecut cu hotărâre peste toate piedicile care nu au fost deloc puține și până la urmă a reușit să-și pună în aplicare planul de dezvoltare. Pornești de ideea de lac, în primul rând pentru sursa de irigare, că acum se vede clima s-a schimbat și avem canicule, avem secete mari și... În același timp, e și păcat pentru familie să nu bag și pește. Nu mă complic cu pescari și cu alte chestii, îmi doresc mai multă liniște decât bani. Și ca atare, o parte din lucruri a reușit, numai că mai e mult de lucru până când termin. Pentru faptul că am făcut și contract cu firme de exploatare, pentru că acelea de dedesubt fiind balastru, să vină să-și ia balastru gratuit și să-mi amenajeze lac. Promisiune am făcut, am avut, contract am avut, oameni la treabă nu. E ca la noi la români, dar până la urmă le fac singur și tot le fac. Cum apa este din abundență, curată și mereu proaspătă, fermierul cu spirit de inițiativă a trecut la nivelul următor. La acest moment vă puteți bucura de un pește proaspăt crescut în ferma dumneavoastră? 100% da. Nepoții, copiii sunt foarte încântați că găsește un gust, o aromă adevărată de pește, nu cel din comerț. Adică un crab crescut într-o apă curată, nepoluată, e cu totul și cu totul altceva decât pește din apele poluate sau un pește ținut în condiții improprii. Când se răsufle ușurat că în sfârșit și-a văzut visul împlinit, Simica Georgescu a dat piept cu musafiri nepoftiți, care nu aveau cele mai bune intenții, iar peștele sănătos și gustos din lacul său este acum pescuit și de cormorani. Ca și când nu erau de ajuns problemele cu care se confruntă crescătorii de animale, în Argeș încă un dușman redutabil atacă nemilos. Este vorba despre haitele de șacali. Acest prădător este din ce în ce mai mult prezent în satele din județ și produce multe pagube crescătorilor de animale care nu mai știu cum să se descurce sau cui și unde să ceară ajutor. În zona Ștefănești, chiar și la marginea Piteștiului, dar mai ales în comunele din sudul județului Argeș, șacalii terorizează crescătorii de animale, iar de acest subiect este preocupată și Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Argeș. De câțiva ani de zile ne confruntăm foarte mult cu atacul animalelor de către urși. Acum apare un caz fără precedent în județul Argeș. Chiar dacă semnalele sunt de ceva vreme,
și anume înmulțirea șacalilor în județ. Mi-amintesc că venind spre serviciu într-o dimineață am văzut un șacal chiar într-o poieniță aici, paralel cu autostrada, dar semnalele sunt că apar din ce în ce mai multe localități. Iată că acum s-a întâmplat și un eveniment neplăcut pe strada Turcești din Pitești. La o stână cu 150 de ovine au atacat această stână, 16 oi au fost ucise, iar 35 de oi au fost mușcate. Că așa stau lucrurile, confirmă și câțiva crescători de animale, care caută metode de a se apăra cum pot. Aveți și urși și șacali și... Da, da, de tot, lupi, urși, ursăraie, nu mai vă spun. Foarte mulți, sau mulțim foarte mulți. Fac față câinii? Da, avem câini foarte buni. Da. Dar cu noi să le dăm curaj. Îi avem în sud acolo, la bârlai, șacalărime, dacă sunt călcați de mașini, cred că sunt mulți. Dacă îi lovesc mașinii pe drum, eu cred că sunt mulți. Așa cred că, dacă ei ajung să-i cum? Dar nu erau șacali până acum. Nu erau, dar au venit. În urmă cu câtva timp, șacalii au prăpădit 10 de animale la o stână și, în disperare de cauză, oamenii au apelat și la serviciul unic 112. Dar sunt pentru că și nu numai șacalii, mai sunt și alte animale, mai sunt și alte vietăți care pot provoca pagube și, până la urmă, chiar dacă nu provoacă o pagubă materială, creează o stare de temere pentru populația umană din respectiva comunitate. Fermierii cer măsuri urgente de sprijin, cu atât mai mult cu cât este cunoscut că șacalii se înmulțesc într-un ritm rapid și prin faptul că atacă în haită provoacă pagube imense, ținând cont de faptul că mai mult ucid decât consumă. Urmează câteva minute de publicitate, după care continuăm jurnalul Agro TV.